În toată comuna Lisa sunt racordate la rețeaua de apă în jur de 500 de gospodării, iar consumul mediu lunar este de 50.000 de metri cubi. Un calcul sumar indică faptul că fiecare abonat consumă 100 de metri cubi lunar. Specialiștii spun că acest consum este nefiresc în condițiile în care consumul abonații de la casă în oraș este de aproximativ 25 de metri cubi. Explicația vine de la primarul comunei Lisa, Gheorghe Moga. Cred că și din partea omului lăsarea asta, neavând grijă de apă, adică mai bine o las deschis să ud în grădină iarba, să ud pomii, să ud afele, sau pur și simplu să nu se mai întoarcă să închidă robinetul ăla după ce și-o făcut treaba. Nu ca și răutate, da, cred că să nu zic altfel, de lene, de... Pentru a nu se mai ajunge în astfel de situații, s-a început contorizarea individuală în toate satele din comună. Ne-am gândit, fiind conducta schimbată de 4 ani de zile, avem rețea nouă, ne fiind puse contoare, ne-am apucat de anul trecut să punem contoare. În breaz am fost contorizată de anul trecut, acum le-am dat un termen să facă legăturile la conducta nouă, pentru că am achiziționat un sac de clorinare, potabilizare apă. Acum apa este potabilă și noi ar fi să lege că noi nu putem susține, nu avem cum. Noi, luând apă din conducta virometrului, care virometrul are captare, noi neavând captarea noastră, trebuie să lege că nu putem susține plăcile către virometru. Urmarea contorizării individuale, locuitorii comunei Lisa vor fi nevoiți să bage mâna adânc în buzunare dacă vor continua să ude plantațiile de afine sau să alimenteze bazinele cu pești din rețeaua de apă comunală. În oricare altă situație vor trebui să găsească alternative. Pentru cei care folosesc apa din rețea doar pentru consumul individual, plata lunară poate fi mai mică de 30 de lei cât se plătea paușal până acum.